doi oameni în premieră la noi în emisiunea și în premieră în fața telespectatorilor din Bistrița Năsăud. Ne întoarcem la doamna Dora, membră a Uniunii Scriitorilor din România, un om deosebit care vă spuneam că a pornit cu gândul și sufletul de pe meleagurile noastre de la Rebra. Și vreau să vă întreb, doamna Dora, care a fost prima carte și dacă în prima carte regăsim măcar un pic din Bistrița Năsăud. Am debutat în 2002, destul de târziu. Prima carte se numește Dealul Comorii. Este o carte care a plăcut încă de când a fost publicată. Ca temă mare este violența domestică și este strigătul de durere a unei tinere în spatele ușilor închise, pentru că femeile din orice categorie socială ar fi, ele pot să trăiesc drame și nu numai drame, care unele au curajul să smulgă din ceea ce trăiesc, iar altele își duc chinul sau își duc greu pe umerii lor. Această carte a plăcut criticii de specialitate și dacă sunt câteva și din Rebra, chiar Dealul Comorii este în Rebra, acolo este o vale, Valea Ursului, unde legenda spune că doi tineri au trăit o poveste de dragoste, o poveste tristă, dar nu spun mai departe, pentru că cei care vor citi cartea vor descoperi. O carte, cum vă spun, care s-a bucurat de succes și care mi-a dat aripi și ca să scriu în continuare. Apoi, la 2 ani, am publicat cel de-al doilea roman, care se numește Distanțe, despre care criticul nostru din Dobrogea, Ion Roșioru, unul dintre oamenii de cultură deosebiți, spune că este un roman basmic, o sarabanda destinelor sinuoase. Și vreau să vă spun că Distanțele, în cartea mea, va apropie oamenii de cei dragi și nu îi îndepărtează. Foarte frumos. Cartea este retipărită acum. Da, este acum. Distanțe, Elmira Mahmudi și Plestem sunt... O să le luăm în cărțile așa pe parcurs, să mai povestim de ele. Da. Cu siguranță telespectatorii care vor veni să fie mâine seara alături de noi de la ora 19 la Casa de Cultură vor putea lua contactul direct cu cărțile și cu scriitoarea noastră. Vreau să-l provoc un pic pe Vasile și să-l întreb care a fost scriitorul lui preferat în perioada așa, în perioada școlii. Mie mi-a plăcut foarte mult Eminescu, fiindcă vine din județul meu. Fiecare se laudă cu scriitorii. Noi totdeauna ne laudam că literatura a pornit din Moldova. Acum, bineînțeles că dacă venim la Bistrița, toată lumea o să spună, păi aici e Rebreanu, aici e Cușbuc, exact același lucru. Andrei Mureșanu, exact. Care are versurile internaționale. Fiecare își laudă locul de origine și așa, dar mie mi-a plăcut Mihai Eminescu. Hai să întrebăm și pe Cristina. Cristina, ție ce poet sau scriitor, romancier îți place? Liviu Rebreanu. Da. Foarte bine că e de aici, de la noi din zona. Tu ai ajuns la Trilișoa? Ai fost la acasă, la Rebreanu? Sau la Maieru? Nu. Nici la Trilișoa, nici la Maieru. Las că mergem. Are timp. De aici are timp. Mergem odată într-un spectacol în Trilișoa, acasă, la Liviu Rebreanu. Cred că un scriitor puternic își pune amprenta pe ținutul lui, îl face cunoscut și nu poate niciodată să se abată de la acest ținut sau dacă se abate cu gândul uneori mai este și acolo și am constatat și la dumneavoastră. Sufletul este și acasă. Bineînțeles și aș vrea să spun celor din Rebra și celor care m-au cunoscut că am plecat singură, spun fără rude, că ruda mea fiind soțul meu. Și am reușit să nu fac de rușine ținutul acesta. Ce a zis mama când v-ați dus? Dragul mamei, merge în capătul țării. Mama a plâns. Tot timpul a fost cu gândul la mine. Dar vreau să vă spun că n-am făcut de rușine. Am muncit foarte mult. 20 de ani am fost directoarea celei mai mari grădinițe din Mangalia. Am fost consilieră 4 ani la primăria Mangalia.
Iar din 2004 am început să public, să devin scriitoare. Tot la început am fost neîncrezătoare, dar după fiecare roman pe care l-am publicat, am prins aripi. Critica de specialitate, sigur că și da, m-a încurajat, încurajat. M-a încurajat și iată că Dumnezeu mi-a ajutat că anul trecut am fost primită în rândul scriitorilor profesioniști, sunt membra Uniunii Scriitorilor, care pentru mine este o onoare și o împlinire. E un vis împlinit. Și faptul că sunt acum aici la dumneavoastră, la fel este un vis împlinit. Mi-am dorit foarte mult să vin printre oamenii dragi mie și cărora le-am dus atât dorul și să le spun despre realizările mele și să fiu acasă. Noi în județul nostru, pentru că tot timpul mă raportez la aici, dascălilor le spunem că slujesc la altarul luminii, la altarul înțelepciunii, ceea ce este un lucru deosebit, pentru că prin mâna dumneavoastră trec copii și cred că prin mâna unui educator este începutul. Acolo se formează acel germen al copilului care duce mai departe spre educație. Noi suntem prima luminiță care le luminăm drumul spre cunoaștere și am uitat să vă spun că distanțe am dedicat-o cadrelor didactice din Ținutul Năsăudean. Foarte frumos. Această carte am dedicat-o. Foarte frumos. Am ținut puternic în ceea ce privește învățământul la nivel de Ardeal. Năsăudu a fost întotdeauna alături de Blaj un centru puternic. Vasile, îmi spuneai că ai făcut câteva imprimări. Te rog să ne spui despre ele. Noi oricum prima dată cred că ascultăm imprimări mai vechi. Asta vreau să aduc în atenție, că primele două piese vor fi niște imprimări făcute la Cluj cu ceva ani în urmă. De ce am vrut să le cânt în această seară? Pentru că poate sunt clujeni prin zonă sau poate se aude televiziunea mai departe și să-și aducă, să-și readucă aminte de mine, pentru că eu am scos la Cluj 3 albume, un stil mai de petrecere așa, dar lumea mă cunoștea și aveam mare succes. Acum au trecut câțiva ani, am revenit, o să fac altceva de aici încolo, folclor, dar vreau să readuc un pic în atenție acele piese, după care revenim la folclorul pe care piesele pe care le-am lucrat cu domnul Angel aici la Bistrița. Cum ai colaborat cu domnul Angel? Cum Foarte bine, ăsta e doar începutul. O să avem de aici încolo cel puțin un album întreg, vreau să lucrez cu dumnealui. Deocamdată sunt primii pași pe care i-am făcut. După câte văd eu, colaborarea a decurs normal, foarte bine și sper să avem succes, să mergem mai departe. Și câteva dedicații? Dedicații. O să vadă pe internet lumea emisiunea. Dacă da, păi în primul rând pentru soția mea, vă dați seama. E prima rudă a mea, cum a zis și doamna scriitoare. Soția mea pe care o iubesc foarte mult, socrii mei de la Madrid, părinții mei din Darabani. Din păcate, tatăl meu este paralizat acum de ceva timp. Îi pup, mi-e dor de ei. Fraților mei, că noi suntem de fapt 9 frați la părinți. Eu sunt suntem 6 surori și 3 băieți, 3 frați. O casă plină de copii. Nu. Și suntem împrăștiați în toată România, vreau să spun așa, că dacă m-aș apuca să fac, nu mai știu câți nepoți, am vreo 20 și ceva, 30 aproape de nepoți. Așa că dacă mă întind, am o listă lungă de făcut. Îi mulțumesc foarte mult lui Lenuța Purșa, pentru că datorită ei am ajuns să-l cunosc pe domnul Angel. Vă mulțumesc și dumneavoastră că m-ați invitat la această frumoasă emisiune. Cu mare drag. Tuturor celor care mă cunosc, eu îi pup, îi salut și să ne vedem cu rând. Și primele două piese. Deci primele două piese la făcute la Cluj. La Răscruce, exact. Și Ungeleana Ușa Bine. Da, da, exact. Cu mare drag pentru toți telespectatorii și să urăm la mulți ani tuturor celor care mâine au ziua onomastică. Este ziua Sfântului Ioan Botezătorul, sunt zienele. O să o întrebăm pe doamna Dora după cele două cântece dacă își pununea cununițe de sânziene pe casă. La anul de la